Obrigado. Vire patru expiri, nu e rău la vorbește. Poate nici nu s-o mai spune de pe trei cu trei? Nu. Nu, e rău. De ce? Deci după trei, în stânga minus trei, deci vire patru expiri plus opt, supra x plus 1, când e un număr, e adevărat. Dar aici, fiindcă e necunoscut, dar jos, o să vedem, în date lucrurile sunt mai interesante. Minus 3, da? Mai mic egal decât 0. Și respectiv 4x minus 8 supra x plus 1 plus 3 mai mare egal decât 0. Acum, Mariana. Scădem sumă. Atunci la același cuvântul. Deci echivalent. Echivalent cu 4x minus 8 minus 3 pe x plus 1 totul. Minus 3 pe x plus 1 totul supra x plus 1. La extrem, supra x plus 1 mai mic egal decât 0. Și la 2, 4x minus 8. 4x minus 8. Plus 3 pe x plus 1, totul supra x plus 1, să fie mai mare egal decât zero. Aici echivale. Să desface paralizate și vine 4 x minus 8, minus 3x minus 3, totul supra x plus 1, mai mic egal decât 0. Și jos echivale cu 4x minus 8. Plus 3x plus 3. Mai mare egal decât 0 din prima. Supra x plus 1, da? Supra x plus 1. Mai mare egal decât 0. Așa, din prima, păi x. Echivalent. X plus 5. X plus 5. X plus 5 supra x plus 1. X. De ce e zis x plus 5? Minus 8 minus 3? Ai minus 3. Așa văd eu, minus 8, minus 3, nu? Da, da. Minus 11. Da. Păi ce faci, mă? Deci vine x minus 11, așa. Minus 11, totul supra x plus 1. Mai mic e la fel de 0. Da. Și respectiv. 7x. 7x. 7. Minus 5, nu? Da, supra x plus 1. Supra x plus 1, mai mare egal decât 0. La prima, trebuie să găsim toți x-ii pe care dacă înlocuim, să fie de întotdeauna mai negativ. Jos trebuie să găsim acei x pe care dacă înlocuim în fracții, să dea mai pozitive. După care, trebuie să găsim x-ii comun, că trebuie să se întâmple simultan. Și una și alta. Deci, sperăm să avem parte să găsim de aici un răspuns. Vin cu acea altă mulțime. Și cu cele două mulțimi ce voi face? Le reunim. Nu, le intersectăm. Că ne interesează să fie simultan și una și cealaltă. Că n-a fost sau asta sau cealaltă. Trebuie să întâmple cu acei și asta și cealaltă. Aici cum facem? Amplificăm cu x plus 1. Unde? Unde aici la 0? Da. Da. E minus 11 pe mai mic. Nu, nu așa. Când la fracție o ține minus? Când, cine pe cine se facă minus? Aici minus 11 egal cu 0. Trebuie să fie aici minus 11 egal cu 0. O secundă, nu te grăbi. Eu te-am întrebat așa. Când la o fracție se obține minus? Că asta, lăsa pe asta. Poate deși nu e negativ. Asta-i. Deci dacă și numai dacă se întâmplă unul, o primă situație, ăsta să fie negativ și ăsta pozitiv. Deci dacă și numai dacă x minus 11 să fie negativ și x plus 1 să fie pozitiv, la x minus 11 și mai mic egal decât 0. Iar la x plus 1 strict mai mare ca 0. N-am voie să pun și egal. De ce? De ce n-am voie să pun și egal la x plus 1? Pentru că ar fi atât. De ce ar fi atât? Pentru că nu are voie să fie. Asta e.
Că x-ul n-are voie să fie minus 1. Deci, 2, alte situații. 7x. Tot aici. X minus 11 să fie mai mare ca 0 și x plus 1 să fie mai mic ca 0. Deci, vedeți? E asta sau cealaltă? Deci, pentru asta a se întâmpla minusul ăsta, trebuie să fie ori asta, ori cealaltă întâlnită. Ori asta sau cealaltă, asta sau cealaltă, înseamnă că ce-o găsi aici, cu ce om găsi aici, reunim. Și asta va fi răspunsul pentru prima. Hai să lucrăm aici, la dreptul la urmă. Echivalent. Ce s-a mis mai mic? Adică Maria? X. Adică X este mai mic sau egal decât 11. Așa, ceea ce înseamnă că X aparține. Deci X aparține de la minus infinit la 11 închis. 11 închis. Și cealaltă, x plus 1 mai mare ca 0? Deci, x mai mare decât minus 1. Așa. Deci, ce ar semna? Deci, x aparține de la intervalul deschis minus 1, închis infinit. Plus infinit, da. Bun. Și fiind că trebuie să întâmple simultan, care e zona comună de aici, ca să răspundem aici? Adică intersecția. Exact. Dintre minus infinit plus 11 și minus 1 plus infinit. Uite, la 1 deschis până la... De la minus 1 de deschis. De la deschis până la 11. 11. Deci x aparține, intervalul deschis minus 1, la 11 închis. Asta este răspunsul de la prima. Și la a doua, echivalent cu? X mai mare egal ca 11. X mai mare egal ca 11. Infinit. X aparține de la? De la 11 la plus infinit. De la 11 la plus infinit. Și ce înseamnă din coace că X plus 1 mai mic ca 0? X mai mic ca minus 1. X mai mic ca minus 1. Deci de la minus infinit la minus 1. X aparține de la minus infinit la minus 1. Și care e zona comună? N-avem. Deci rezultă X aparține mulțimii bine. X aparține mulțimii. Deci, în concluzie, trebuie să reunim cu asta, cu asta. Deci, pentru sistemul de aici, pentru primul sistem, răspunsul corect este X aparține de la minus 1 la 11 închis. Hai să ne convingem că a fost o treabă bună. Să luăm un X din zona asta, de la minus 1 până la 11. 5. Și să vedem cât dăm. 5 minus 11 supra 5 plus 1. Minus 6 supra 6 minus 1. Negativ. Corect. Hai să luăm un X din afara solicea. Minus 1. Minus 1 înapoi. Nu. E minus 1 înapoi pentru că minus 1 nu e. Minus 2. Loc pe minus 2. Minus 2 minus 11? Minus 13. Minus 2 plus 1? Minus 1. Minus 13 pe minus 1? 13. Plus, nu e negativ. Deci am găsit, am făcut o treabă bună. Am găsit o mulțime deșteaptă, care mulțumește pe aici. Nu, credeți-vă, nu avem nicio șansă să găsesc mulțimea asta, adică judecând așa. Da? Deci, atenție! Mă întorc și spun. Hai că nu, n-am mergea lecția. Ne-am împotmolit aici. Nu știm ce se face. Așa. Nu, avea lecția. Ne întoarcem. Ne întoarcem. Adici cu Miruna, gata. Deci. Am avut de rezolvat așa. Modul din f de x minus 5 supra x plus 1, mai mic egal decât 3. Asta am dat-o eu aici, da? Am ajuns la 5 lat, dar mai bine permite să dau așa ceva. Am pus pentru cel cu 7, era prea simplă, mi s-a
părut mie, era la îndemână voastră, de aceea v-a și păcălit repede, că a spus bine, cuprinsă 3 minus 3 și 3, de acordat, dar aici avea să amplificați cu x plus 1 să se dispară numitorul. O mare greșeală, că numitorul conține necunoscuta. Are contribuții și numitorul. Și el e acolo cu x, care se primă de la minus infinit la plus infinit. Și atunci ce am făcut? Asta, de aici, am făcut calculul acela și am luat-o în două bucăți. Asta mai mică decât 3 și mai mare ca minus 3. Mai mică decât 3 și mai mare ca minus 3. Sistemul trebuie să întâmple simultan. Vom lucra o pe asta și va da ceva. Iată, am adus-o până aici. Prima de aici, mai mare, mai mică 3, înseamnă asta. Cealaltă, mai mare ca minus 3, înseamnă asta. Și acum, trebuie să găsim mulțimea celor fix care o satisface de asta. Să găsim și x care verifică și pe asta. Și trebuie să facem intersecția celor două mulțimi. Trebuia să întrebi simultan. Și asta și cealaltă. Și am rămas în momentul ăsta suspendați. Și am zis așa, când la împărțire facem... Iar și Miruna aici a fost tentată să aduce același numitor. Adică 0. Tu vrei să scapi de numitor. Cum ne cum să scapi de el, că te chiar te supără. Și ăsta își are și el treaba lui. Și am venit. Când la o fracție, cine pe cine face minus? Cine pe cine face minus? Minus pe minus și plus pe minus. De-aia am zis. Cel de sus fie negativ și cel de jos pozitiv. Sau, o altă variantă, tot aici, este cel de sus pozitiv cel și numitorul negativ. Și când lucrăm la asta, ne dă, nu? Interval. De la minus 1 la 12. Când lucrăm la cea de-a doua variantă, mulțimea vine. Și cum trebuia, ne convenea și prima și a doua, mă? Când am făcut reuniunea, rămâne minus 1 plus 11. Și am constatat că am făcut o treabă bună, că am luat un x de aici și l-am locuit pe ei în relații și a fost adevărat. Dacă am luat un x în afara zonei acestea, n-a mai fost adevărat. Și acum suntem la momentul care trebuie să rezolvăm cea de-a doua. Ștefan? Da. Mă, ți-ai spus și cu ștersul. Da? Am încercat tare. Dar... Nu ești. Nu ești. E prea puter. Nu, e prea lent. Ah, e prea lent. Da. Ștersul. Nu am făcut de chestie. Vreți să ștept tot? Nu, cum vă trebuie asta. A fost să ștept? Nu trebuie rezultatul. Asta. Și să răspundem aici, mai mic egal ca 0, hai să o mutăm sub sistemul ca să ești de asta. Așadar, am avut sistemul următor. X minus 11 supra X plus 1 să fie mai mic egal ca 0 și respectiv 7X minus 5 totul supra X plus 1 să fie mai mare egal ca 0. Aici am răspuns și mi-am dat x aparține mulțimii de la minus 1 la cine? La 11. X. X. Da. Da. Și șterge și aici. Da. Și aici avem curat. Exact. Da, da. Așa. Să ne ocupăm de cea de-a doua inimație. Când se obține plus? Adică. Pozitiv. Ori minus, minus, ori plus, plus. Hai să adică 7x minus 5 sub, mai mare egal decât 0 și x plus 1 mai mare egal decât 0. E bine, Adi? Da. Mă, minciunosme. Că
Cum să fie egal și 0 aici? Și nu e. Nu-i doar. Deci nu se poate. Deci nu se poate și egal pentru că se diferit de minus 1, e fracție. Da, și minus minus acum, nu? Deci, a doua situație este 7x minus 5 să fie mai mic egal decât 0 și x plus 1 negativ. Și de aici lucrăm, Maria, te rog să mă ajuți. Înseamnă că 7x mai mare este egal decât 5, adică x mai mare este egal decât 5 plus 7. Adică x aparține de 0. Aparține de 5 plus 7 în chestiune. Deci fără egal aici. Da. Corect. Și mai se așa. Și aici, zona comună? De la 5 pe 7 la plus infinit. Corect. 5 pe 7 la plus infinit. Să vedem și din coacea de echivalent. X aparține de la minus infinit la 5 pe 7. Și zona comună? Păi, de la minus infinit la minus 1 deschis. Minus infinit, x aparține la minus infinit, la minus 1 deschis. Ei, bună și asta, bună și cealaltă. Ori am două negative, ori am două pozitive. Înseamnă că, dacă asta sau cealaltă, ce face cu cele două? Intersectă. Mă, la sau mă? Reunim. Ne reunim. Asta bună, bună și cealaltă. Adică, îmi place asta, îmi place și cealaltă. Ne reunim aici. Adică, vă spune, x aparține de la... Minus infinit la minus 1. Corect. Minus infinit la minus 1. Adică, reunit cu... De la 5 pe 7 plus infinit. 5 pe 7 plus infinit. Bun. Iată că am răspuns la cea de-a doua. Deci, prima este așa ceva. Cea de-a doua, da? Deci prima inecuație fracțională v-am invitat pentru prima dată să facem o inecuație fracțională, simplă. Adică când la fracție obține minus sau când obține plus. Și cea de-a doua este asta deci. Și acum, fiindcă a fost asta și cealaltă asta. Le intersectăm. Le intersectăm. Deci, fiindcă asta și cealaltă, le intersectăm. Și să facem. Adică pe axa reală, tot dreaptă. Minus 1 în strălege. Minus infinit minus 1. Da. Minus infinit minus 1. Luați 0 ca să fie. 0 este aici. 0 aici, da. Așa. Și plus infinit. Dar nu avem 0. Da, avem la să fie, ca să fie orientăm. Așa. 5 pe 7. La plus infinit, da? Da. 5 pe 7, aici, la plus infinit. Și 11 avem. O secundă. Deci am reprezentat o primă mulțime. Minus infinit, minus 1, reunit cu 5 pe 7, plus infinit. Mai avem răspunsul ăsta. Minus 1 la 11. Minus 1 la 11, pe aici, pe la 11. Și pun și 4. Și acum vedem unde avem suprapunere, că la sistem înseamnă și una și alta, care e zona comună, unde avem de două linii suprapuse. La 15 și 7 și 11. Atât. 15 și 7 închis. Nu? 11 închis. Deci răspuns corect pentru ce am avut noi acolo. Modul linier de x minus... Cât minus 5 supra... Modul linier de x minus 5 totul supra x plus 1. Da. Să fie mai mic egal de pe 3, echivalent cu răspunsul x aparține de la 5 pe 7, 5 pe 7 închis, la 11. Ei, vreau să vă spun că dacă mă locuiește x-ul de aici, 10 să luăm.
10. Fiind x care era? Păi 4x era 4x minus 3, parcă 3. Deci mă duc din 4x minus 8. Da. Minus 3 minus 5, supra x plus 1. Copii, așa era 4x, da? Da. Ca să nu fim cu 10, nu, profesor? 10. 4, 10. 10, 10 aici este. Da. Și vine 4, 10. Minus 8, 32. 8, 32. Deci, 11, pentru x egal cu 10, avem 32 supra 11, în modul de pivot-pivot, fi mai mic decât 3. Și este. Ca și cum aș fi 32, mai mic decât 33. Corect. Deci, vedeți, am stat bine. Corect. Mai mic. Da? Este mai mic sau egal, dacă mă duc la un capăt. Fie la 11, fie la 15. Da. Da. Am... hai să mai fac cum ai inițit. Ce-am urmărit eu prin chestia asta? Am urmărit să văd modulul cum se traduce o expresie. O expresie mai mică decât 3. Și traducerea înseamnă între minus 3 și 3. Și pentru prima dată, nu am lăsat aici un număr. Dacă lăsam un număr, era treabă simplă. Era în virtutea ceea ce știți să faceți foarte ușor. Că mulțeați numărul respectiv, să trecea acolo și să-i zic că am să spun 7 în acest. Dar am abandonat și am pus x plus 1 pentru că am vrut să vă atrag atenția că nu mai puteți face așa. Ci că trebuie văzut o dublă în ecuații și că inegalitatea acolo și că în fiecare fracție când se întâmplă să fie mai mare sau mai mică, ce posibilități sunt plus cu minus, minus cu plus. Da? Deci am alergat destul de mult pe ei. Așa, da. Ștergem și ne ducem la 5. Arătați că un pic este de ziua, da? Da. Dacă... Da, să te da. Rog. Fie că ne-am radical mare. Arătați că radicalul mare... 5, parcă. Da, nu. Arătați. Radicalul 1, da? Din x pătrat minus 18x plus 81 plus în afara radicalului radicalul 1 x pătrat minus 24x plus 144 aparține lui el numare, aparține lui el pentru orice x aparține între 9 și 12 deci aparține lui el oricare ar fi x-ul. X aparține intervalului 9, 12, închis în altele. Să observă repede pe 9. Observă repede pe 9. Deci plătăm, plătăm cu A mare sau A mic, numărurile care le zic aici. Da. Fie A egal cu... Cu radical din x minus 9 la pătrat. Da. Plus radical din x minus 13 la pătrat. Deci scăpăm de... Cât a scăpăm din modul. Modul din x minus 9. X minus 9 plus modul din x minus 12. Egal cu... Dar aici modul, că totuși avem 9 minus 9, testea 0 dacă ar fi capul. Deci el mereu pozitiv, modul ăla. O secundă. A făcut foarte bine. E și un modul și nu mai discutăm. Deci ori de câte ori avem o expresie care e la pătrat, miruna, e și un modul. N-am greșit cu nimic. Acum, autorul îmi spune să fac calculul ăsta și să arăt că după calcul, x-ul acela care rezolv, nu, a-ul ăsta e număr natural. Da. Indiferent la ce x m-aș opri, la 9 la 12. Deci mereu pozitiv, modul ăla când acum, nu? De gripa ca x-ul de la 9 încolo. Îl iau 9, la primul iau 9. La primul iau 9. Da, cum e negativ, cum? La primul. A, la primul. Primul modul e pozitiv. Deci ai dreptate, adică și modul e corect? Da, da.
neapărat. Deci, e drept că primul mod pozitiv, dar dacă nu ai 12 de luni miruna, se întâmpla ca ăsta să fie negativ. Nu, era pozitiv. 12 minus 9. 3. Și acolo era 0. Era bine. Debea la 12, dar la 9 mai merge. La 9 nu merge. Deci, bine să ieși în modul. Și acum, explicităm modulul și spune așa. Modul din x minus 9 este egal cu x minus 9 dacă x mai mare decât 9, mai mare egal decât 9. Adică ce ar însemna x aparține de la 9 la plus infinit. Și egal cu minus x. Vă dați explicarea modului așa trebuie să faceți. Da. Egal cu minus x plus 9. Pentru x. Zi-mi în primul rând, ce este emoțiune? Aici nu ținem cont de ipoteză, nu? Adică zice că x e 12. Aici nu ținem cont și aflăm de tot. Uite, asta vreau să insist acum. Dacă tu vrei să ai o mică răbdare, ipoteza asta care o vedem, vreau să o înțelegem. Deci autorul propune să se iasă modul, explicăm modulul și acum citim exact ipoteza și înțelegem de ce în loc de x minus 9 punem modul x minus 9, să punem mai x minus 9. Da? Pentru că doar 9 încolo lucrăm. Deci, hai de tare, deci să spun lucrurile pe nume. Deci aici, când x mai mic, da? X mai mic ca 9, da? Asta înseamnă echivalent x aparține de la minus infinit la 9. Și modulul celălalt de x minus 12 egal cu acolată cu x minus 12, deci rămâne așa, dacă x minus 12, x minus 12 mai mare egal decât 0, adică ceea ce înseamnă x mai mare. Doar x mai mare ca 0, domnul x mai mare egal decât 0. Nu, e bine. Nu, nu, nu. E bine. Expresia asta, deci modul egal cu expresia, dacă expresia e pozitivă. Atunci așa sunt la fel, da? Dar fug bine, nu, dar direct dincolo. A zis x mai mare ca 9, cum a trecut prin 9. Așa, așa, dincolo. Dar dacă mai mare, acum am văzut, da. Deci x minus 12, dacă x mai mare egal decât 12, ceea ce ar însemna că x aparține de la 12 la plus infinit. Și cealaltă este minus x plus 12 dacă x minus 12 e negativ. Da? Ceea ce ar însemna că x mai mic decât 12 și lucrul care s-a dus și x aparține la minus infinit la 12. Cum? Acum avem cum x aparține la 9 la 12, închis. Atunci, au devine egal cu de la 9 încolo, primul modul pe care îl trebuie este x minus 9 și el rămâne x minus 9, deci egal cu x minus 9. Avem două cazuri. De ce avem două cazuri? Ca doilea e negativ și poate fi și negativ și pozitiv. Da, da, ești atentă, eu te rog să mă urmărești. Tu ai plecat un pic stresată și din cauza asta nu prea îi poți urma. Că m-ai întrebat așa, nu ține cont de ipoteză, acum zic. Acum ține cont de ipoteză. De la 9 încolo. Corect. 9, 12 înseamnă la 9 încolo. Ce mă mai interesează minus infinit 9? Nu, nu mă refeream. La 2. Dar nu dare. Deci au arată un modul plus un modul. Corect. Au egal, dau peste primul modul. Corect. Citim. Primul modul de la 9 încolo este pozitiv. Deci rămâne așa. X minus 9, corect. Plus. Plus. Merg mai departe și mă duc la, dau peste al doilea modul. Cel de-al doilea modul îmi spune eu pe dincolo de 12 rămân așa. Dar până în 12 înseamnă minus x plus 12. Deci voi spune minus x plus 12. Deci și 0 este. Și atunci, important acum
x cu minus x se reduce. Și face 12 minus 9, care e egal cu 3. Și este număr natural. Am terminat exercițiul. Dar atenție, aveți răbdare. Că ce vede efectul? Păi ea vrea să-l ia și pe primul, domnul profesor, că e la 12 ce s-a pus infinit. Și 12 ce este inclus? Uitați aici. Ea ar trebui să-l ia și pe ăsta, și x minus 12 la doilea. Deci x minus 9 plus x minus 12, că 12 este prins. Ori, dar ar trebui și la x creșterea modulului, se schimbă asta, poftim. Deci se schimbă asta. Și rămâne și la x. Și partea asta, deci la modul, la x creșterea modulului... Da, pe trei, nu? Deci spui acolo unde ai tu nevoie. Deci modul din x, în general, modul din x e egal cu x dacă x mai mare ca decât 0. Da. Și minus x dacă x mai mic ca 0. Dar tot atât de mic, modul din x este egal cu, acolo, cu x dacă x este strict mai mare ca 0 și minus x dacă x mai mic e ca 0. Deci închizi acolo unde vrei tu. Că 0 este și pozitiv și negativ în același timp. Da? Deci 0 nu poți spui care e semnul pozitiv. Din clipa care te depășa la dreapta, te depășa de 0, e pozitiv, ai toate numerele pozitive. Deci, din cauza asta, în explicitarea asta de aici, eu la primul modul pot luăm așa. Iar al doilea modul închidem aici. Corect, obligatoriu, că atât nici mai dă. Da? Închidem aici. Păi, atunci x e mai mic egal decât 12. X mai mic egal decât 12. Da, 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 și închidem aici, da? Așa. Așa, și acum... Și acum e corect. Și acum x poate fi și 12, nu-i așa? Da, x-ul poate să fie și 12 în felul ăsta. Păi da? Și dacă x minus 9 plus 0, nu poate fi și x minus 9? Da, să fie x minus 9, păi x-ul se alătă cu 12. El nu se păstrează. 12 îl pui într-un modul și dincolo nu îl pui. 12 minus 9 plus 12 minus 12. Da. 12 minus 9, 3, plus 12 minus 12, care e 0. Și tot 3 dă. Înțeles? Ea zice că în cazul în care ar pune și sus și jos, dacă ar pune și sus mai mic sau egal, da? Ar veni acum nou. Păi nu mai deschis. Dar n-am înțeles. Ce e atâta zbuciun? Exact. Modul este simplu. Deci închizi acolo unde vrei tu. Ori sus, ori jos. Și am închis acum ca să punem problema că luăm și capăt. Și 12, da. Și pe 12 sau și pe 9, nu? Corect. La capăt era problema. Ei, am închis acolo unde luăm și pe 12 și pe 9. Dar ce am putut să existe? La redactarea asta simplă, de formă, nu mai am nevoie de la 9 încolo, că ăsta e pozitiv. Și de la x minus 9. Și la aici ce spune? Fiindcă e până în 12, ce vrei să spui aici? Că e ori 0, ori negativ. Minus x plus 12. Ori 0, ori negativ. Da. Păi, ori 0, ori negativ. Aveam două cazuri, adică așa scriam. Cum două cazuri? Adică odată x egal, a egal cu x minus 9 și odată a egal cu 3. Odată a egal cu... x minus 9, x minus 9 plus 0 de x minus 9. Păi nu poți să zici x să las și x de acolo să pui 12. X-ul este același, adică... Când ai zis a egal cu... x minus 9 și x minus 9 fiind 12, e 3, tot 3. Păi asta există minunat. Nu poți să spui a egal cu x minus 9 și plus 0. Că x-ul a devenit 12. Da, da, eu mai insist o dată, ca să fie clar pentru toată lumea și pentru prietenii noștri. Anume, deci când se iese un radical, ceva la pătrat, ești în modul în discuție. Chit că ai tu acolo spus, nu știu ce, acolo a sfârșit discuția. Și au arată ca suma doi moduri. Da? Au e ca suma doi moduri. Am explicitat primul modul, l-am explicitat pe al doilea modul și acum mă duc și continui să lucrez la A, care arată așa. A egal cu
El avea două variante. Dar noi, cum lucrăm la nou încolo, înseamnă că mă interesează doar prima, x minus 9. Și am pus x minus 9. Plus, dau peste al doilea modul. Al doilea modul, până în 12. Adică e vorba de la minus și vine până la 12. Și al doilea modul este minus x plus 12. Am înlocuit x cu x rând 2, sunt de dat 3, care nu mă arată la. Așa trebuie lucrat. Nu spui, e egal, pentru x egal cu 12, egal cu x minus 3. Că x-ul s-a transformat când ești cu 12 și acolo, și în x minus 3, da? Deci, te-a frământat doar capetele. Dar eu aveam nevoie să discut pentru orice x de toată zona asta, de la 9 până la 12. Și de fiecare dată când înlocuiești, trebuie să dea un număr de la 3. Fiindcă x cu minus x trebuie. Așa simplu. Subiectul al treilea. Da. Deci, este foarte importantă redactarea. Redactarea înseamnă comunicarea cu profesorul, cu rector. Cu cât ai mai multe elemente și redactezi șnuri, plac voi, e spus tot profesor. Explicitați, frumos, am luat-o clar, pe intervare, am o oglindă. Și atunci, ea arăți că e egal cu 3, indiferent la ce este o creștere zonă. Subiectul al treilea, problema 1. Figura alăturată reprezintă schematic un teren de sport împrejmuit de gardul ABCD, care are formă de dreptunghi. ABCD, dreptunghi. Deci, despre noi. Un dreptunghi mai mare, așa și ceva în el. Da. ABCD. Deci, un caz. ABCD. Terenul este format din dreptunghiul MNPQ, deci în interior, mai un dreptunghi. MNPQ. Așa. Așa. De jos începem MQ. MQ. Q. P și N. P. În coț. Acolo, da? Și până din partea aia. Așa, deci e MNPQ, deci terenul este format din dreptunghiul MNPQ și două semidiscuri cu centrele în punctele O și O', mijloacele segmentelor MN și respectiv PQ. O și O'. O'. Așa. O'. Așa. Și de acolo o dispunctat din O, așa, o dispunctat și până în dreptunghiul mare, așa. Până în dreptunghiul mare? Până, punește, să atinge. A, atinge. A, din O până în dreptunghiul dus și o linie dreaptă. Am înțeles. Uite ce facem. Eu cu asta mai e iubită. Și tangentul. Așa. La fel facem toată asta. Și tot așa punctat, da. Nu? Nu, punctat totul din O paralel la orizontal, orizontală. O, o prima asta? Nu, e până la laturile dreptunghiului. O să vedem. Deci, asta e aici. Tangente tot așa, așa da? A, B, B, O aici și C. Așa. Pentru spectator s-au construit două tribune RPKT. PKT și PQRS în formă de trapeze isoscele congruente. Deci din el spre interior au fost trapeze. Așa. Sus T. T și K. Aici T. Și K. Și jos la fel S și L. Yes. Și R. Aici mai duci din el, duci perpendicular la mânghiul, la mânghiul. Și faci, arată fi mânghi acolo, 90. Atât, nu, nu, nu mai departe. Deci și arată fi 90. Probabil când în rezolvare faci chestia asta. Atât, zice că MQ e 24, e 24 de metri. În ipoteză, MQ. 24 metri. Metri.
Și MM MN 2. Aflat. Adic. Suprafața terenului de joc. Suprafața terenului de joc. Adică trapezele de sus zice că sunt tribune. Deci terenul este format din dreptunghiul ăla din interior, MNPQ, și două semidiscuri. Așa. Și zice, dreptunghiul mare, de fapt, care dreptunghiul. Aria, are teren, de joc. Teren, egal cu aria lui, MNPQ, plus de două ori, deci, arulele. Sau are un singur cerc. Da, da. Ăsta, punându-l încă o dată, se face aria. Aria cerului din centru O și rază cât o fi. Și rază trebuie să o duceți. Acum am punctat că așa e indus și prin probleme, prin desenul lor. E mie asta, e da, pe 12. Raza o duceți până în dreptunghi. Așa, sau o duceți. Așa, da, așa, da. Și asta e raza. Care este de 2, 6, nu? 6, da. Că da, asta era de 12 și 6. 6, corect. Și atunci va fi egal cu... 36 pi plus 12, 24. Deci, area lui MNPQ înseamnă 12 ori 24. Plus 36 pi. Pi, 36, da? Da, da. Și zice că fie aproximativ 3,14. Ce să locuim? Trebuie mulțit acolo și egal cu locuiți voi 12 ori 24 face nu știu cât. Dacă o dau cu 3,14 și 20 mai mult, exact, mai mult, deci am 0,4. Da. 4 sigur e bine. Da, 0,4. 4 la 20 mai mult mai. Așa. Bun. Bun. B. Și B. Lungimea gardului ABCD. Lungimea gardului ABCD. Știm că înălțimea trapezului... Poate cuvinte perimetrul. Hai să înțelegem. Da. Lungimea gardului, perimetrul, lui ABCD. Știm că înălțimea trapezului MQRS este 5 metri. Deci, MQRS, adică cel de jos. MQRS. Adică cel nu punctat. Zice că înălțimea aceea 5. Este... Știm. Că R e egal cu 5 metri. Da. Și perimetrul cât va fi oare? Păi ce știți? Știm pe mână. Mână ăștia. Da. Perfect. Și pe mâchiu. Dar o știm pe mână, o știm pe AD. Mână, o știm pe toată AD. Cât da, este? Da, este 10 și cu 12, 22. 22. Deci 5, 10 și cu 12 și 22. Deci știm A, D, A, D, egal.